Hei, 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 salutare YouTube! Bine ați revenit la un nou episod din Bodybuilding Lifestyle Podcast. Ne pare rău că am întârziat cu episodul ăsta, am mai fost tras odată, nu a ieșit sunetul cum trebuie. A trebuit să ne vedem fiecare treaba noastră, în sfârșit am reușit să-l punem. Voi îl veți vedea astăzi, el e filmat acum 2 săptămâni. În această seară, împreună cu Noel, o să-l avem invitat pe Axel, care o să vă povestească cum a fost experiența lui la ultimul concurs PCA Universe, ce a făcut, cum a procedat, care a fost pregătirea și așa mai departe. Pe băieți, știți unde se găsiți, aveți linkul lor în descrierea videoclipului pe YouTube. Dacă vreți să folosiți suplimente, puteți intra pe Vitabolic, puteți folosi codul meu Ciprian VTB dacă vreți 10% reducere. Mi-ar ajuta foarte tare dacă puteți să lăsați un coment, un like, un share, un subscribe pe YouTube, să ajungem și noi mai departe să fim văzuți de mai multe persoane. Eu sper că o să vă placă, și ne auzim data viitoare. Vizionare plăcută! Piece by Dallas, make it hurt. Bun, hai să revenim la astele noastre. Hai zic cum a fost. Ai începe așa cu începutul, cu finalul de Pickwick. Finalul de Pickwick. Da. Cum te-ai încărcat, cum astea, știi? Păi, na, m-am început încărcarea de luni, gen. Competiția duminică, că aici la PCA e chestia de condiție. Le place foarte, deci extrem de mult să fii as, știi, la condiție. Și nu, am început încărcarea de luni, după aia tot am scăzut. I-am mai dat după aia tot așa niște carbo când luni, mă. Cred că joi, la joi și după aia tot așa low. Și sâmbătă i-am mai dat niște carbo, dar nu unde ajuns. Asta a fost problema la mine. Eu pe scenă, eu nu... Bă, sunt mulțumit de locul pe care l-am luat. A fost o competiție extrem de grea. Pe lângă chestia asta, că nu am talie de mens fizic. Eu dacă n-aveam spatele și umerii pe care i-am, eram în capă de tot. Că de asta am luat locul 4, știu și eu. Mai ales că am fost foarte flat, foarte flat, fiindcă eu, adică ne-am bazat gen pe condiție și nu m-am încărcat, frate, nu m-am încărcat. În backstage am băut, nici rice cake cu gem n-am apucat să mănânc, că m-au venit ăla repede, hai, du-te repede la pam, știi? Și nici rice cake cu gem n-am apucat să mănânc și am băut dextroză, cred că 1,5 grame de sare adică nici n-am calculat sarea, am pus eu acolo sare din aia de Himalaya cât am crezut eu. Și pre-workout și o servire de pump, cred că am avut. N-am simțit nimic, frate. Adică am simțit doar pe moment, știi, că au intrat, simțeam, frate, tot. Și după aia, când s-o urc pe scenă, m-am simțit flat rău de tot și după ce am coborât de pe scenă și am văzut pozele, dezamăgit rău de tot. Deci, eu știu că am pieptul mic, știu că am gaură, că eu sunt foarte lat aici, sunt foarte deschis sus, știu că oricum eu, pieptul meu e foarte mic. Deci, sunt conștient de chestia asta. Și da, pe scenă, frate, e zero. Deci, sunt, bă, zici că nu am făcut piept niciodată, mă. Și nu glumesc. Deci nu glumesc, frate. Deci jur pe viața mea. Nu glumesc. Jur. Dar nu, asta este. Pot să zic că a fost un fail. Dar învățăm și mergem înainte. Dar da, nu. Deci eu nu l-am locul 4 dacă nu aveam spatele și umerii. Țin feedback, mi-a zis gen că se cresc pieptul. Asta e. Și părțile mele puternice, spatele și umerii. Eu știam deja chestia asta de dinainte să primesc feedback-ul lor. Dar nu, asta este. Și după competiție, luni, marți, miercuri, n-am mâncat care. Adică am mâncat, cred că marți am mâncat mâncare și în rest numai dulciuri. Nu, deci numai, nu vreau, deci ca să vă spun cât de flat am fost pe scenă și dacă vrei, Cipri, poți să-ți trimit și o poză, adică două poze.
Una de pe scenă, să vezi, că nu mi-e rușine, bă, dar s-o văzut rău de tot, mă, frate, piept, bă, rău, mă, bă, zici că l-am făcut piept în viața mea, jur, cât de flat mi s-o văzut pieptul pe scenă, Și după aia la 2 zile am văzut și și 3 zile de dulciuri, deci, și, bineînțeles, nu, că nu mai eram atât de șrede, nu știu ce, nu știu cum, și, da, gândește-te că pe scenă am avut 85 de chile, și după 3 zile de dulciuri și Ai avut 94 ceva. da. Eram sigur. Exact, 94, frate. Băi, 4, cu 9 kg în plus, deci. Cum ar fi fost dacă făceai încărcarea cu dulciuri? Crezi că ar fi fost mai bună forma? Nu. Gen Nu. bă, nu, comparea, zic Cum ar fi sincer. trebuit, cum ar fi trebuit să fie încărcarea? Adică ideea în esență era ca tu să ai niște glicogen încă în mușchi, pentru că ce ai avut lângă scenă și în backstage nu era decât de pompare. Înțelegi? Da, am mâncat sâmbătă, nu știu, deci nu, dar nu mai țin minte că eram futut de cap. Am mâncat și sâmbătă ceva orez și rice cake și din astea, dar nu am mâncat mult, fiindcă am vrut să mă duc cât mai subt, cât mai definit, știi? Să aduc condiția aia. Și duminică parcă am mâncat, cred că în total doar 250 de grame de orez. Asta am împărțit în 2 mese, bineînțeles. Dar degeaba, nu știu ce dracu, nu. Nu, aceeași greșeală am făcut-o și eu anul trecut. Nu, e foarte greu și cred că totuși nici nu ți-a ajuns, cum ai zis tu, 5 zile de luni, cum ai început încărcarea. Bă, e foarte greu să te încarci cu mâncare, gen... Nu, eu îmi și cunosc corpul și chestia este că dacă eu mă încarc sau mănânc foarte mult carb, mă simt foarte balonat. Și fiind eu, bă, eu am, nu știu, am stomacul mare și se vede, frate, îmi iasă în afară câteodată. Și dacă sunt pe pregătire. Serios, fără buză. Da, poți Și să faci distensie imediat. Poți să faci distensie imediat. îți dai seama că mi era cumva nasol să urc așa pe scenă, să, că mai, nu, mai ales că nu ești ca la bodybuilding, știi? Că mai poți să tragi aer să se vadă la mens fizic, frate, tu trebuie să ții abdomenul ăla așa pe scenă, că se uită, știi? Deși și când respiri, tu abdomenul plat, deci trebuie să fie plat. Da, acum revenim puțin la scenă. Cred că doi din aia care au fost peste tine, din aia trei care au fost peste tine, au fost mai mici decât tine. Overall, mai mici decât tine. Da, normal, dar singura chestie ce l-a tras pe el Italia. 100% zic că din cauza Italiei, au luat locul 4. Pieptul ca pieptul, dar talia, na, n-ai imens fizic cum să fie talia așa. Da, clar. Nu, eu pe scenă am fost cel mai mare. Deci, Da, de pe da, scenă, eu am fost da. cel mai mare, da. Deci, gândește-te că la mens fizic, frate, nu, majoritatea pozițiilor sunt din față. Eu am arătat ca un monstru, gen, nu monstru bine, ca un, bă, urât de tot, frate. Deci, urât de tot am arătat din față, când am, deci, era în gol. Și mai aveam și talia, eu am încercat să fac talia cât mai mică și asta, dar degeaba. Că dacă vine unul gen cu talia atâta, n-am, eu pot să mă întorc să fac, că degeaba. Deci degeaba. Deci asta zici că e criteriul principal de jurizare, talia. Pentru că nu s-a văzut așa nașpa. Adică, din punctul meu de vedere, s-a văzut mai nașpa că ai pieptul plat decât că ai talia mare. Că nu e atât de mare. Și nu era... Bine. Înțeles, da. Dar nu, deci, na, oricum nu am cuvinte, locul 3, 2 și 1, îți dai seama, na. Tale mică, pieptul, Crezi că așa. puteau să mai fie inversate locurile alea? Între ei, nu cu tine. Crezi că ăla de pe 2 nu merita 1? Eu, din punctul meu de vedere, cine o lua locul 3, trebuia să ia locul 2. Nu? Și, da, Mami, și. ăla de pe 3, asiaticul ăla, mi se părea că era de 1, nu știu, părerea mea. Nu. În niciun caz, nu. Deci cum arăta ăla de Ike, cum arăta de pe locul 1, nu am cuvinte. Gândește-te că era mult mai înalt decât mine
Și avea talia mai mică decât ăștia la alți doi. Aia am văzut că talia, se vedea diferență de talie. Se da. vede de la o poștă și mai avea și umerii ăia. N-ai cum. N-ai cum, deci nu. El o să stea mult și bine locul 1. Da, și dacă era estetic. Eu și dacă îmi umflu pieptul de să-l am atâta, tot nu o să am cum să-l bat pe omul ăla. Doar la spate. În categoria asta. Chiar mă gândeam la chestia asta, dar nu știu dacă... Dar așa, din opinia mea, eu zic că dacă tu ai participat la clasic, dar nu la clasicul pro, la clasic unde a participat și Ștefan, anul ăsta, nu ai fi mai, rupt tot. Nu mai are cum. Dar nu, mai nu, dar ai fi rupt tot, părerea mea, da. Nu știu. Cu picioarele de acum, cu asta îți spun, că mi se pare că e categoria greșită și a fost greșită de la început, dar na, dacă așa ai început, n-ai avut. Că picioarele le-ai avut mari, adică mari. Da, cât de cât acolo. Chestia este că eu știam oricum de anul trecut. Vorbisem deja cu Mateas că o să spun categoria, dar eu devenisem deja pro la în cadrul lor. Și au și postat că se face PC Universe Pro și nu știu ce și nu știu cum. Și nu, am zis, bă, hai să fac competiția asta prima oară. Să mă duc și la un concurs de pro, de men's fizic, ăsta știi? Să vedem ce se întâmplă, că nu, eu îmi luam filme din alea, că na, câștig, pula mea, îmi dă, intru cu un sponsor cu ei și dai seama. Îți dă cheia orașului și de asta. Cheia orașului, da, cobor roșu și din asta și dai seama, numele astea. Și îți dă cheia orașului Timișoara, îți dă două GFX-uri și gata, te pe portofel. Bă, nu, și eu ți-am zis să te duci în mens fizică, era, adică ai fost pro în mens, trebuia să te duci pe partea asta cu mens, că uite și eu am plecat cu aceeași idee, că te duci și câștigi. Pentru că la cum s-a jurizat tot anul, fii atent de jur, la cum s-a jurizat tot anul până acum două luni, inclusiv în NPC peste tot, size peste orice. Size și fullness peste orice. Da, dar la mens nu a fost chiar size tot timpul, uite-te. N-a fost, dacă acu, era... acu ultimele trei NPC-uri care au fost... dar nu compara... Scuze că te întrerup, nu compara NPC cu PCA. Mă, deci nu compar, dar mă gândesc că merg pe același culture din cauza că vor să... Nu. Nu știu. Nu merg pe aceeași chestie, fiindcă în NPC tu ai față-spate, atât, la posing. Atât. Deci e mult mai ușor și automat, logic, frate, că te duci pe size, pe mărime și să fii cât nu, să fii simetric și să ai așa blocuri pe tine. În NPC, da? Că tu ai doar față și spate. Ei, în PCA tu ai față, tu ai lateral, după aia ai spate, după aia ai cealaltă lateral, partea dreaptă, după aia ai iar... După ai cu mâinile deasupra capului, da? Automat. Trebuie să faci cumva să-ți pară talia cât mai mică și din astea, știi? Eu am încercat să stau într-o parte, dar au ieșit capula și ei alea stăteau drept și cu talia mică automat știau. Am fost scos din ecuație. După aia ai și să te arăți și oblicii, piept, fain, umăr și tot. Umărul, logic, am avut pieptul, nu, talie groasă, dar am avut oblicii ăsta, da, degeaba. După aia iară, la spate cu mâinile deasupra capului. După aia iară te întorci, ai oblici iară și după aia ai și abdomen. Deci ai mai multe posing-uri, înțelegi? De aia zic că nu, ei sunt total, total diferiți. Mai mult decât la clasic, să mor. Da, nu, înțeleg că sunt diferiți, dar gen, e vorba de culture, înțelegi? Pentru că doar la noi a rămas, doar în federație momentan și în Elite Pro, a rămas chestia asta cu, se dă la look-ul ăla de beach look, știi? Look-ul ăla de plajă. Gen, și în capul meu era... Adică anul trecut ți-au dat pe size, man, ți-au dat pe size și pe estetic. Corect? N-ai ce să zici. Anul trecut am fost am fost mult mai mare pe scenă, dar anul trecut am arătat mai bine estetic din față. Fiindcă m-am încărcat, adică eram cât de cât full pe scenă. Iar eram ok, adică pieptul de anul trecut de pe scenă a fost mai bun decât pieptul de anul ăsta, vrei să zici. Da, de două ori.
Pe două. Mai... Adică ce vrei tu să zici este că nu poți să fii și cu pula în cur și cu sufletul în rai. Bă, man, nu, bă. Am fost flat rău de tot pe scena anul ăsta, gândește, de jur. Da, mă, Era mai... ok, flat ca flat, am înțeles, dar vorbim de size overall, pentru că dacă e să... Lasă Știi? overall-ul, eu mă doar la piept. Lasă-mă pieptul, că nu pentru piept te-au dat pe patru. Eu zic că Înțelegi? pentru talie, doar pentru talie. Bine, na, și pieptul, na, da. Să zic că pieptul man s-a văzut foarte urât. Dar bine, la, S-a văzut am văzut că puțin tu ai făcut plat, și un fel de da. amforă, adică amfora aia se face în mens fizic. Asta nu, ăla e un pose down, gen, după A, ce... poți da un poți să pozezi cum vrei tu. Da, pozezi cum vrei tu, dar și îți dai seama că când am intrat eu numai pot singur de bodybuilding am făcut. Aia, când am văzut amfora aia, mă gândeam, bă, ce bine ar fi fost în clasic sau, nu știu, altă categorie. Dar tu, Bine. dacă ai fi participat anul ăsta la clasic, erai pe aceeași categorie cu Ștefan sau cum erai? Băi, dar uite că nu știu, auzi? O participat la short? Ștefan, sunt, tu nu, nu, Nu-mi lasă aduc că tu nu. aminte. Nu mi-aduc aminte. Bă, nu știu, Da, nu, băi. îți dai seama că... sincer, nu mai știu. Nu știu la E ce mai categorie. înalt ca tine. Da, e mai înalt decât mine puțin, da. Dar cred că da, pe categorie cu el eram. Tu cât ai acum? 1,59 înălțime? Oh? Înălțime? Te-am pula Da. Băi, eu mi-aș fi dorit să fiu mai scund acum, sincer vorbind. Știu, știu. Adică pentru clasic aș fi vrut să fiu mai înalt, dar pentru culturism overall aș fi vrut să fiu mai scund, știi? Observ și eu chestia asta acum, adică mă uit la mine că sunt foarte, adică nu sunt chiar foarte mic de înălțime, cam nu, 1,70, dar observ la mine că pun foarte repede, adică decât altcineva care e mai înalt și mai ales că dacă vreau să mă mut pe bodybuilding, îi wow, știi? Mă ajută, o să mă ajute Mă înălțimea. rog, dacă vrei să te muți, o să te muți. Păi, dar nu știu gen la classic sau bodybuilding, deci încă nu știu 100% dintre classic și bodybuilding. Eu Asta o zic să... că bodybuilding, na, cum crezi tu, dar pe Eu aș... tine, înălțimea ta aia te-ar avantaja, că ești cam ca și mine. Da, adică la clasic, dacă te duci într-un line-up în care iar o să se vină cu talie mică, la clasic e N-ar, clar, da, la iar o să... clasic, la clasic sigur o să dea, adică la clasic 100% o să dea doar pe talie și atât. Mă rog, pe talie și pe estetic per total. Cum ai zis tu, că dacă vine unul tot așa cu talia mică și puțin mai înalt decât mine, păi îți dai seama că se vede mult mai frumos la el, că pleacă totul așa, știi? Da, și se dă inclusiv pe, cum se numește, pe talie plus estetic și simetrie. Că am văzut, uite, cât a fost, cum a fost cu George Miron în Portugalia sau unde a fost, în Bă, Portugalia. am văzut și eu. Da, bă, ăla de pe locul 1 avea talia, n-am văzut în viața mea așa talie subțire, Avea să mor palmă, de... avea o palmă, avea efectiv, deci Am cred văzut că eu. putea să-și pună așa la amfora, putea să-și pună mâine pe talie. Și am văzut și am înțeles, am zis ok, bine, aia e. Știi? Pe așa puteau și ăștia de la men zic să... Da. Astea sunt. Asta e naștere, n-ai ce să-i faci, mai ales că na. Bă, mie categoria perfectă mi se pare 212, deci nu știu. De când cu Derek și cu standardul lui, nu mi se pare vreo categorie mai frumos decât 212. Bă, termină-mă cu Derek, mă, frate, mă, ăla trebuie să se ducă în Open. Tu ai văzut acum în New York când au făcut cu Nick Walker? Bă, Bă, n-ai... era cât Nick Walker de mare, da. Bine că noi... Era mai mare și mai frumos. Din câte am observat, nu, că e în off-season și ăsta și o să se ducă din size-ul lui pe pregătire. Adică acum, nu știu, La nu... toți o să se ducă clar A, acum. bine, zic ca și chestie, păi, dar era mai mare decât Nick, mă. Se vedea mai mare decât Nick. Se Și vedea mai mare toți. că are talie și de viespe și alți, na, Aia e. alți genetic și Asta zic, păi și la. toți. No, eu zic că ăla e de Open, nu e de 212, frate. Și toți erau mai mari decât Brandon. Toți. Și Hunter Bă, dar nu și știu, Derek erau nici mai nu mari știu cu decât câte kilo au fost anul trecut la 212. Nu știu dacă a fost cu 96, cu maximul. Cred că a fost mai puțin. Nu, a fost. Probabil pe scenă probabil să fi fost cu mai mult. Nu știu cât a fost la cântar, știi? Dar, mă Nu, rog, ziceam de e. Derek anul Păi trecut. da, A, dar tot. e irrelevant.
Adică dacă pleacă, probabil o să-și ia, cum îi zice. Ah, da, încă e o chestie cu clasicul la mine. Eu, dacă acum am avut 85 de kg pe scenă, pe la înălțimea mea, eu trebuie să am 87 de kg, frate. Da, exact. De acolo. Am Asta zic, nu faci weight cap. făcut foamea rău de tot acum. Crede-mă că mâncam câte 5 pachete de gumă pe zi și fumez țigări păi, frate, visam și mai beam și apă, câte 7-8 litri, 6 litri, 5 pachete de gumă pe zi, plus mâncarea. Și țigări din asta, frate. Deci am făcut foame acum. Și nu. Clar, nu poți, frate, nu pot să ajung la 87 de kg, nu pot. Și gândește-te că eu nici nu m-am bazat să fac picioare, să le cresc. Dacă Da. eu, dacă mai și pun masă musculară pe ele, unde n-ai ajung? Da, Păi păi. ia, uite, un 212 anul viitor, 91-92 pe scenă. Câte chile ai voie Da. peste înălțime în PCA la Classic? Cum? Câte chile ai voie peste înălțime în PCA la Classic? Nu știu. Păi ai zis că trebuie să ai 87. Da, nu, eu m-am uitat gen în NPC. Și câte chile sunt astea? Adică ce 17, nu? înălțime ai? 18? 17 kg peste înălțime. Pe am 18. 1,70 și 8,7. Așa, ok. Deci. Dar așa am citit acum, nu știu dacă am citit bine unde am citit sau asta. Nu vreau să... Nu m-am documentat foarte bine sau ceva, știam, doar am scris. Am impresia că e mai puțin. Cred că e mai Nu știu. puțin, sincer. Și eu, Cred că e Carlo. mai puțin, da, uite-te la ruf. Și eu zic că e mai puțin. Cred că ai voie 82 de chile peste înălțime, sincer. Unde Nu, dracu, 82, cred că poți să ai 82 în maxim, gen. bă? Unde Cam. n-ai bă să juc la... Cred că ai până în 15 kg peste înălțime. Eh? Da, este la PCA 212, este, nu? Nu, asta am vrut să zic, că nu-i. Doar Deci, open. nu mă duc în bodybuilding, în bodybuilding short. Da, păi tu cred că e aceeași treabă. Adică, na, ce... Poate să vină vreunul de 120 kg? Nu cred, așa că, da. Nu, n-ai, la short nu. Plus că Că dacă nu o vezi... să dai de unul care aderă, ca să zic, adică, da. Știi cum e? Că multă lume mi-a zis că de ce nu mă duc la doi bros și la din asta și să schimb federația și nu știu ce și nu știu cum că... Dar nu, în momentan eu încă nu vreau. Nu mă simt pregătit financiar. Vreau să Aia spun. când o să vrei, nu să-ți iei cardul pro, nu? Atunci mă gândesc. Bă, nu, da, toată lumea spune, gen, și când eram pe mens fizic sau asta, că du-te, bă, că tu e cardul pro. Și le-am zis, bă, da, mă, știu, sunt conștient că eu dacă chiar vreau, dacă, bine, chiar, dacă chiar voiam eu să mă duc și să au cardul pro, bă, poate luam. Aveam șanse să zic 85%, da? Și ce fac cu cardul pro, frate? Ce fac cu cardul pro? Îl Adică pui în eu casă. Cardul pro trebuie să-l întreții după aia. Da, mă, îl pui în casă. Dar stai, mă, puțin, îl pui în casă și după aia te lași. Că asta e... Da, ca și Stai, mă, toți nu, asta e... șmecherii. Ce, mă, tu vrei să mai faci la 30 de ani? La 35 de ani vrei să mai faci bodybuilding? Adevărat! Dacă Îți ți-ai dai seama, cardul bă, să dai pro... chase așa la card toată Coaie, fii viața? atent! Deci, asta este singurul lucru care se poate face cu cardul pro. Ai luat cardul pro, îți schimbi numele de la Instagram în AFBB Pro Ciprian Petre, ai pus 3-4-5 story-uri pe un post, am făcut un podcast în care zic cum am devenit pro și după aia mă duc și mănânc numai căcaturi și nu mai fac nimic. Mă duc să fac biceps și piept toată ziua, gen toate zilele biceps și Și piept. antrenez clienți pe 1000 de euro. Și nu mai antrenez nimic, gata, o iau de la început, o iau de la zero. Mă duc, nu știu, mă angajez, habar n-am, la Mega ceva, știi? Și gata, serios. Aia a fost, ce dracu să mai faci? Unde dracu să te mai duci? Păi, dacă mă chinui 10 ani să iau cardul pro, ce dracu mă duc după aia la Olimpia? Mă chinui să mă calific la Olimpia, dracu? Păi, dacă mi-a luat 10 ani să iau cardul pro, dacă n-ai luat cardul pro, frate, în, nu știu, 4-5 ani, de când ai început să concurezi, nu știu sincer dacă te mai califici la Olimpia după. Uite, m-am uitat la Neil Curry ultima oară asta de la Classic. I-a luat De ce? 13 ani, i-a luat 13 ani să se califice la Olimpia, frate. 13 ani, mâncați așa. Și dacă tu chiar vrei să, dacă tu chiar te-ai băgat în jocul ăsta și chiar îți dorești să ajungi unde vrei să ajungi, păi poate să treacă și 15 ani, și 20 de ani, dacă tu este, poate, asta, alții au genetic, cum ai zis tu, în 4-5 ani, alții au care în 12 ani.
Asta este, dar chestia este cel mai important e să fii sănătos. Și asta zic, asta zic, asta zic, că s-ar putea să nu păi, mai fii. Păi da, dar mai trebuie să faci și un PCT și să stai câteva luni în pula mea, că... Păi da, degeaba faci PCT dacă stai câteva luni. Trebuie să stai multe luni. Câte multe luni? 4 luni, ce multe luni? Nu, multe luni. Nu îți trebuie mai mult de 4 ani. Atunci nu mai faci PCT și doar stai... Bă, eu zic asta cu PCT-ul e așa, bag mâna în foc că 90% nu fac. Acum, na, cu toate că zic mulți că fac. Eu sunt acum pe PCT și... Ăsta e mor după PCT, deci ăsta mereu trebuie să zic de ce faci PCT. Ah. Nu, dar nu zic de ce fac, mă, nu zic de ce fac, zic ca și chestie. Bineînțeles, nu, că eu am mâncat numai dulciuri și căcaturi zilele astea și săptămâna trecută, dar deja simt că nu mai am gen când am fost luni și marți la sală săptămâna asta. Simt că nu mai am forță, simt că, nu știu, psihic mă fute, știi, că nu mai am substanțele în mine, că... Asta e cel mai rău lucru, că, na, pe substanțe te simți altfel, frate, ești diferit, ești, na. În fine, hai să nu vorbim de substanțe acum, a? Roid rage, da, hai să nu vorbim de substanțe, da, roid rage. Da, părerea mea e că nu toți ajung să fie sănătoși, știi? La Cardo Pro. Și de asta zic, pentru ce? Ia bun, iau Cardo Pro. Și ce fac, frate, cu el dacă eu încă lucrez, dacă nu am niciun gen business, să zic așa, să mă întrețin, să fac, să dreg. Ce fac cu Cardo Pro? Trebuie să plătesc Cardo Pro. Automat, fiind pro, da? Deci tu ești pro. Automat trebuie să tragi mult mai tare și să investești în tine ca să fii la nivelul lui ăia care sunt pro, nu? E logic. Și... Da. Ei, oricum nu, la PC acum eu încă sunt pro, până mă înscriu la o competiție de bodybuilding, că după aia nu mai sunt pro. Îmi ia statul. Da. De ce? Păi nu ești pro forever, adică totuși. Nu, spune și după aia îți explic de ce. Toată lumea, jur pe ce mai spun, că toată lumea, și Delea mi-a zis, și toată lumea mi-a spus că de ce? Că e o federație de căcat, că nu știu ce, că de ce ți-a statutul de pro și nu știu ce și nu știu cum. Spune-mi tu părerea ta și după aia vă explic de ce. Stai un pic, și în NPC se întâmplă aceeași treabă? Dacă odată ai fost pro, de exemplu, la mens? Nu, în NPC nu. Deci în AFBB și în astea nu. Deci dacă ai devenit pro, rămâi pro și dacă schimbi categoria. Dar aici în PCA nu. Și poți să fii, de exemplu, pro să fii la două categorii, și la clasic și la mens? Da, nu. Păi, cred că Chris Bumstead și-a luat pro în bodybuilding și după aia în... Vreau părerea voastră, gen să... Deci da, eu mai sunt pro până mă înscriu la o competiție de bodybuilding și după aia nu mai sunt. Bă, mi se pare nedrept că până la urmă statutul îți rămâne pe viață. Aia a fost alegerea ta, să faci mensul, că nu ți se mai potrivește, statutul tot trebuie să-ți rămână, na, de asta zic. Da, stai așa. Dar asta așa, se aplică și dacă, de exemplu, din PCA pleci în NPC sau pleci în altă federație? Da. Nu. Noi, fiind pro la PCA, nu avem voie să concurăm la altă federație. Am înțeles. Deci se întâmplă orice ai face, schimbi categoria sau schimbi federația, tu ca pro din PCA dispari. Acum explic și lui Noel de ce zic eu că este un lucru extrem de bun și mă bucur și... 1. Nu îmi spun ei, bă, schimbă categoria, eu aleg chestia asta. Bun. Eu am luptat ca să devin... Deci, eu anul trecut nici n-am știut că se dau Cardul Pro. Eu m-am dus doar pentru titlul ăla de... ăsta... Campion absolut. Campion britanic, da. Deci nici n-am știut când am văzut că mi-aduce Cardul ăla Pro în față... N-am mai știut ce să zic, știi? Deci eu nu știam chestia asta. Și de ce? E un lucru foarte bun. Fiind pro la PCA, eu nu mai am voie să concurez cu amatori. Eu nu mai am voie să concurez pe scenă la competiții gen, nu știu, la Saxon Classic, dau un exemplu. Dacă la Saxon Classic nu se face strict o categorie de pro, de pro show, da? Uh-huh. Bun. Eu fiind pro la mens fizic, arăt cum arăt. Nu am experiență deloc pe scenă în bodybuilding. Și mă duc la un concurs de pro, la PC Universe sau la British Finals, da? Sau ăsta, la pro. Păi nu mă cacă pe mine ăia în cur dacă eu n-am intrat deloc pe scenă la bodybuilding și nici nu arăt a pro?
Adică. Asta e normal ce zici, dar n-ar trebui să se întâmple asta. Să nu te duci la un concurs de pro. Genul ei tot de la zero. Doar că zic că statutul să-ți rămână ăla de pro în mens fizic. Nu, nu-ți rămâne. Nu-ți rămâne. Adică dacă vreodată te ia pe tine nebunia să te întorci înapoi, nu știu, sau zic și eu așa, habar n-am. Nu, să fii tot pro. E de la capăt. Și mie mi se aia, aia mi se pare prostie, adică nu, odată ce ai câștigat, nu. E bătut în cui, adică pula mea, păi, nu știu. Auzi, e bătut, pe mine nu mă interesează că e bătut, să fie bătut în cuie la ei în federație. Mă interesează că deja lumea știe, deja lumea mă cunoaște, deja eu am, aici trebuie să fie bătut și eu cardul am acasă. Da. Aia da. Pe lângă chestia asta, nu... Asta este, eu aleg să renunț la statutul de pro la mens fizic. Da, până la urmă e o denumire doar în acte pe care ți-o iau, dar tu în realitate rămâi cu ea, da, înțeleg chestia asta. Asta este, știi? Da, prefer să iau de la zero, dacă vreau la bodybuilding. Păi dar gândește-te că eu n-am făcut nicio rutină, frate, că nu, trebuie să faci rutina aia de un minut. Eu nu am niciun flow, posing-urile nu, ce mai postez eu pe Instagram și pe din astea, nu pot să zic că nu, mă mai prostez, mai fac nu știu ce, de eu n-am făcut niciodată un posing de la A la Z. Deci chestii de genul, eu pot să zic că eu sunt zero la bodybuilding, înțelegi? Și eu de asta trebuie să fiu cu amatori. Eu nu pot să mă simt pe scenă cu pro, că mă cacă aia pe mine. Se cacă pe mine, nu? De asta zic că toată lumea m-a întrebat că nu știu ce, că da frate, e alegerea mea. Asta este, știu că îl pierd, da, iau de la zero. Eu doar vreau să fiu sănătos, să am bani să mă întrețin. Bine, nici nu poți să urci pe scenă cu pro pentru că tu nu ești pro în bodybuilding. Adică pe aia ziceam și eu. Asta este standard oricum ca în NPC. Adică e același standard ca în NPC. Doar că în NPC dacă pleci, să zicem că ești, cum a fost Sadik, da? E pro în mens fizic, ok? Da. Sadik Hazdovici. E pro în mens fizic și s-a dus la Classic. Și a pierdut la Classic și s-a reîntors în mens fizic. S-a reîntors pro în mens fizic. N-a luat-o la capăt, știi? Dar când a intrat în clasic, nu s-a dus la pro, că n-avea cum. Înțelegi? Ah, uite da. cum e Sean Clarida. Sean Clarida acum e pro în 212 și în Open. Că a câștigat Open-ul ăla când i-au dat. Da. Știi? Adică e pro în două categorii. Da, nu da, aici. Da, chiar, da. Aici nu pot să schimbi așa, știi? Ba nu mă da. Greșesc, stai așa, greșesc, că nu să zic. Nu, în NPC greșesc, în NPC așa e. Așa e, stai, că de fapt Sean Clarida când a intrat în concursul ăla, s-a calificat la Olimpia la Open. Greșesc, da, când a intrat la Open, s-a calificat la Olimpia la Open direct, deci nu și-a mai luat pro. Da, în NPC poți. În NPC, dacă ești pro în mens fizic, poți să te duci ca pro în bodybuilding, gen. Da, corect. Da, corect. Uite, ce căcat am zis. Uitați ultimele 3 minute, rewind. Da, uite că și ăla, eu am prodigiu, exact. Da. Deci dacă ești pro în bodybuilding, poți să te duci la mens fizic în NPC, da, corect. Nu, de asta e alegerea mea până. Sunt conștient de chestia asta și mie chiar nu-mi pare rău. Dar doar că asta se întâmplă. Gen, îți iau statutul, dar nu primești amendă sau chestii de genul. Nu că schimbi categoria, să zicem că participi în altă federație. Nu te exclud din federație sau te dau afară? Nu? Nu știu asta. Pierzi doar statutul de pro, da? Și mai bineînțeles că mai poți să concurezi. La ei, da? Cred că nu o să mai câștigi. O să te țină minte, îți dai seama. Păi dacă că uite, pleci de la ei. În FRCF așa e. În FRCF dacă gen ești campion național sau ceva și te mănâncă în cur și zici, bă, eu anul ăsta vreau să mă duc la Olimpia Amator, păi te dă afară FRCF-ul, te dă afară din federație, nu mai ai voie să participi, nu știu câți ani te banează, habar n-am, 2-3 ani, habar n-am, 4-5, nu știu cât e acum. Și gata, nu mai ești nici campion național, gen. Dar bine, titlul îți rămâne ție, dar că nu mai ești la ei, știi? Deci nu... Asta este, eu am medaliile, am tot acasă. Și nu, asta simt, deci eu asta am simțit de foarte mult timp să mă mut la bodybuilding. Fiindcă îmi place posing extrem de mult.
Ai și cu ce, nu? Dacă n-ai avea cu Asta ce, e, aș zice, dacă da. n-ai fi avut, exact, dacă n-ai fi avut cu ce, n-ai mai fi zis asta, uite, alții se chinuie, pana mea, știi? Și înainte, tot așa, mă încordam, gen, tot de bodybuilding și din astea. Da, Nu mă, știu de... pentru că... Băi, păcatul de pe lume să ai picioarele, să nu te duci. pentru Da. că, plus, sunt niște poziții mai naturale decât la mens fizic. Adică nu vezi foarte des oameni în sală pozând mens fizic. Chiar dacă sunt mens fizic. Știi ce zic? Adică... Asta făceam și eu. Da, văd asta pe Mihai, că m-a omorât. Când intră în sală, el nu pozează mens fizic, frate. Clasic. Când ne antrenăm sau ceva, pozează clasic, pozează bodybuilding. Pozează foarte rar mens fizic, când își mai aduce aminte că următoarea competiție e mens fizic. Dar, gen, da, serios, dar în rest pozează numai clasic și... Văd și eu din poză, da. Da, e... Na, că e în instinct, e ceva natural, adică nu cred că am văzut vreodată vreun mens fizic în sală după ce s-a antrenat, a făcut o serie, două, trei, s-a pompat, să nu se ducă să facă dublu biceps sau ceva, nu știu, side pose, ceva. Chiar dacă ieșea de căcat sau nu ieșea la fel de bine ca unul care, na, le exersase, bă, e o chestie mult mai naturală decât să, adică, știi? Nu știu, mi se pare cumva chinuit puțin posing-ul de mens fizic. Tocmai din cauza că au devenit oamenii atât de mari, încât, bă, ți-e greu să mai pozezi în modul ăla. Pozează tu mens fizic în off-season. Pozează tu Auzi? mens fizic în off-season. Nici nu mai trebuie să pozezi, că doar stai normal, stai așa, știi? Păi da, Că e dar la mari, fă tu dacă te... abdomenul ăla. Fă Da, tu pe loc. abdomenul ăla în off-season. Ține Ce tu drag de obliceea. abdomen, că zburtă. Fă Ce? tu, fă tu obliceea în off-season la un side, la un front pose cu o mână în shoulder. Păi da, eu îi fac, dar nu se vede nimic. Păi, asta zic pentru că e o chestie gen de instinct, nu știu, mi se pare nativă, să vrei să vezi chestiile care arată bine și când ești acoperit. Gen, nu știu, dublu biceps, habar n-am, cu un maiou pe tine, știi, te duci să Nu pot stai. bodybuilder off-season cu un mens fizic off-season, că... Că asta încerc să zic, că și mens fizic cu tot bodybuilding o să pozezi off-season. Nu-mi spune că mens fizicul nu face off-season și că nu se acoperă. Sunt unii, într-adevăr, care nu se acoperă, dar sunt cazuri foarte rare. La profesioniști, eu sunt convins că se acoperă. Dacă vorbim de profesioniști, niciunul din ei nu se acoperă. Din ce cauză? Fiindcă asta e viața lor. Ei pe asta trăiesc, trebuie sponsorizat să fie, să facă și automat trebuie să fie în shape. Exact, da. Nu o să vezi vreunul gras cu Bă, burtă niciodată. depinde de combinație, depinde foarte mult. Dar garantez că nu toți o să facă chestia asta. Depinde ce contracte au, cu cine au și ce trebuie să reprezinte. Majoritatea din mens fizic, Ciprian, Frate, de la... Brandon e acoperit, Brandon Hendrickson, Mr. Olympia mens fizic, Unde este dracu e acoperit? acoperit în off-season, ce dracu. Și acum... Da, bă, dar una, tu confunzi, Ciprian, una e să fii acoperit și una e să fii gras. Două Stai, diferențe. mă, nu vorbesc de gras. Ce, Nick Walker e gras? Nu, gen, cât ți se mai vede abdomenul, ești la limita decenței, zic eu. Dar dacă deja ajungi să nu ți se mai vadă abdomenul, să ai colăcei și așa, Stai, mă, vorbim cum de zice... profesioniști. Unde ai văzut tu profesioniști mega grași? Că Păi așa, grași. nu, asta zic că nu o să vezi. Și aia e, na, că e vorba de profesioniști. Dar la noi, câți fac în off-season burtă și, na, la Zi, nivelul Alex. nostru? Zic că ei trebuie să fie în shape tot timpul, că asta e viața lor. Da, Prin mă. asta... More or less, ți-am zis, depinde de contract. Ce înseamnă în shape? În stage shape, știi? stage shape, Doamne iartă-mă, bă, să nu... Efectiv să ai abdomen și oblici și tot. Cum ai zis și tu, Brandon, acum. Păi ce, vrei să zici că el acum nu e în off-season? Olimpia e în decembrie, nu? Ba da, ți se pare că e shredded? Da. Man, arată... Man! Ai două naibii de treabă, bă, Cipriane. Bă, Ei, spun, oricum ei dau comparativ cu throwback-uri. noi de Dau 50 de foarte ori. multe throwback-uri. Hai să vedem. Hai că pun acum mână. Bă, eu chiar am văzut o poză destul de recentă cu el. Nu știu dacă e recentă postată. Îi, Man, ăsta frate. e throwback și e și editat. Stai așa să găsesc eu. Bă, man, din toate postările pe care le postează, eu nu l-am văzut pe Brandon astupat sau Da, Brandon, gen să-i luăm mai mulți de la mens fizic. Hai că nu i-a stupat.
Hai că nu se vede. Am ce mai Da, nervos. stai că... Hai că nu i-a stupat. Bă, Hai. man. Bă, Hai, man. man. Hai, Hai să mă. luăm E și a comparat. stupat, e și a stupat, e și downsized. E și a stupat, e și downsized. Du-te De-aia el și pe Andrei. poartă hoodie pe el, de-aia poartă tricouri și hoodie, că e, arată o țiplă. Luăm nou atunci pe Andrei Deiu. Uite la Andrei Deiu, da? El nu mai face competiție, se bazează pe business și în vacanțe. Dar Bă, tot e ce? scuză-mă, dar Deiul îngroapă pe Hendrickson în bani. Din punctul meu de vedere, din ce contracte are Deiul? Știu de eu, nu vorbesc de bani, eu vorbesc strict de shape, da? Păi Deci, shape, dar shape-ul lui Deiul, e susținut de o idee, ok? Adică în momentul în care ai contracte pe atâția bani, ești obligat. Sunt alți influencer. Hai să nu vorbim de shape versus size, ok? Că Deiul trebuie să-ți țină și shape-ul și size-ul. Dar sunt atât de mulți influencer care gen nu fac bodybuilding și așa mai departe, dar sunt în cum e Joe Aesthetics, ok? De da, ce tot timpul, tot e timpul. shape? De ce e shape tot timpul? Pentru că câștigă bani din chestia asta. Dar în momentul în care plata e atât de mare și motivația ta fiind financiară, e destul de mare ca să rămâi așa. Și ce a Da, eu... pățit? Ce a pățit? S-a accidentat. Și a Asta am vrut rupt. să deja la Joe, nu știu, frate, e farmacie, știi ce zic? E farmacie, corect. Și e farmacie skinny, că nu e mare. E mega skinny. Păi Adică asta zic, e prea de tot, știi? Adică el e peste stage level. e peste stage level, dar dacă îl pui pe un stage, nu-ți câștigă. Păi nu-ți câștigă, bineînțeles că nu-ți Păi, câștigă. unde drag să-ți câștige? Că la clasic tot sunt mai mari ca el și... Nu, La clar. nici clasic naționale seniori. Dar el nu se Hai bazează. să nu exagerăm, că rupe la Bă, carte. hai să exagerăm, vorbesc serios. Nu, e mic. Nu, Joe, e mic. E Chiar e mic, man. foarte mic, e E foarte mic, mic. dar nu-i... Eu nu vorbesc acum gen de scene și din astea. E vorba, nu, de business, de bani și ăsta, Asta dar zic, totuși... dar în momentul în care e vorba de bani, se subînțelege și înțeleg pe ăștia care fac chestia asta pentru bani, pentru că e absolut normal, gen, ești motivat financiar să arăți așa tot anul. E altceva. Dar în momentul în care concurează, adică nu o să-l vezi niciodată pe Nicu Acăr, indiferent cât ce contract de bani o să aibă, că o să rămână stage shape tot anul. Sau pe Brion. Deci, sau Chris Bumstead. Deci, uite, la Bumstead chiar s-a văzut chestia asta și a fost mereu transparent. Că gen n-a rămas shape tot anul și cred că câștigă cei mai mulți bani acum. Nu știu dacă e cineva care câștigă mai mult decât el. Bă, da, Chris Bumstead, cum Poate dracu, că Jay arată Cutler să câștige foarte mai mult bine. din endorsements, dar gen din contracte și nu știu, și imagine, Bumstead câștigă cel mai mult în momentul de față. Și Am sigur. nu e tot anul, nu e tot anul în shape, adică are omul, s-a dezbrăcat, are distensie, e ok, adică, știi, e un shape extraordinar pentru oamenii care, na, nu știu, poate pentru oamenii care fac chestia asta la început, dar nu e stage shape, Stage shape? Cine dracu, că nu numai e Joe nici Aesthetics. măcar 12% body fat, nu știu, 13, Nu 14. trebuie stage shape să faci bani. Trebuie să te ducă bibilica și să ai oamenii Să te ducă lângă tine. bibilica să fii Și bine să fii cine... văzut, să fii cineva, să fii bine văzut, să fii carismatic, să Și să placi fii tu... oamenilor. More or less să fii tu însuți. More or less. De ce nu? Uite, eu tot timpul am fost eu. Și am lume și e mult mai bine decât să ai două fețe. Corect, dar tu câștigi o grămadă bani din contracte. Da, câștig de la pe motor stâmpitor. Hai, uite să luăm un exemplu de influencer român, nu știu. Dorian. Dorian Popa. Dorian Popa mi se pare cel mai fake om. E fix un Bă, om. eu nu știu, eu am ajuns să cred că așa se comportă și în viața Nu, reală, la man, cât de bine. uite-te la videoclipurile pe care le-au făcut oamenii, gen care mai ajung pe TikTok. Gen făcute de oameni, cum Dorian, când le zice, hai, închide camera, sau hai, de ce mă filmezi, sau hai, marș. Serios? Nu, chiar Da, nu. uite-te, gen, adică se vede că e un om cu două fețe, nu știu. Hai să luăm influencer român de fitness, Remus Boroiu, este un om cu două fețe. Bine, ăla e un nesimțit, Știi? nu pot să compar. Câștigă, stai mă puțin, câștigă o grămadă de bani, câștigă mai mulți bani decât tine, Axel. Câștigă mai mulți bani Câștigă, decât lor. tine, corect, bun. Câștigă. Bun, asta înseamnă că dacă o să fii tu însuți, din punctul meu de vedere, când o să fii tu însuți pe social media, trebuie să ai ceva extraordinar de carismatic ca să prinzi la public. Pentru că dacă nu mănânci bullshit, Nu faci bani. nu faci bani, nu faci bănuțul, da.
De asta Dar suntem. culmea că alții fac De bani asta și fiind antipatici, uite, că unii fac bani și fiind antipatici. Cum na, ziceai tu de Remus. Păi asta zic, e antipatic, dar gen are două fețe, adică gen e antipatic pentru cine cunoaște, dar pentru cine nu cunoaște, nu e antipatic, că spune două vrăjeli acolo, salut, proteină, se mănâncă 10 grame pe masă, se absorbe nu știu ce, mănânc pepene roșu că are citrulină în el și gata, gata, toată lumea, gata, frate, mersi frumos, ești un scump, știi? Băi, aici, bă, am rice cake cu ciocolată. Ce adică patișca este în pregătire, nu mai fi bulangiu, că nu ți-am făcut ție Oh, așa. ești pregătit, man. Oh, scuze. Ceva, ești în pregătire. E bine, încă Hai mănânc 500 de carbo pe zi, că ok. 12 săptămâni, nu? O, sau 11. Că, sau unde mergi? A? Mă duc dracu, unde să merg? Dar nu ești în pregătire, băiat. Sunt, mă duc cu Mateaz la Olimpia. Mă duc cu Mateaz, o să vină Mateaz la Olimpia. Mergem unde pe Păi, același în concurs. 12 săptămâni. 12, Hai că la 12 săptămâni mai bagi o văz. Și da. Nu, am 500 de carbs acum. da, 500 e foarte bine, ce dracu. 500 de carbs, 25 de minute de cardio pe zi. Numai high day-uri, low doar în ziua de pauză. Se 500 vede. de carbo, mă. Da, dar să știi că e mare foame pe 500 de carbo. Bine, nu sunt într-o condiție prime, dar sunt full. Adică și Păi, am am văzut început, și m-a luat Marius cu foarte puțin, adică mâncam foarte puțin și a crescut și condiția mult mai bună. păi, și te plângi la 500 de grame. Oh, păi, e bine, 500 Nu, de grame. nu mă plâng, Doamne ferește, nu mă plâng. Nu mă plâng, ok. 500 de carbo la 12 săptămâni. Cât ai avut la 12? Dacă aveai 300 era bine. Nu, nu, nu știu. Sincer, cred că aveam și eu, nu știu. Aveam și 50. Nu-mi be. Nu-mi calculam, nu-mi calculam. Acum ce am? Că i-am zis, nu, i-am zis eu lui Matea să mă lase pe mine să-mi fac reverse diet-ul și ăsta, dar încă nici nu l-am apucat să-l fac a lumea, fiindcă l-am ținut o zi. Și după aia, următoarea zi, am ieșit la restaurant, mi-am deschis apetitul iară să mănânc dulciuri și iară l-am distrus, știi? Și tot așa. Și de-aia zic că vreau să mă curăț, gen, până miercuri, joi. Și după aia să-l încep și eu ca lumea. Și mi-am pus 260 de grame de carbon, da, în ziua de Bă, antrenament. uite, asta e un prilej bun că azi s-a terminat Cupa României. Ce sfat ai pentru oamenii care sunt la început? Și gen, au terminat concursul, ok? S-a terminat concursul și au câștigat, n-au câștigat, au pierdut, n-au pierdut, au prins finala, n-au prins finala. Ajung acasă. Cum trebuie să fie dieta atunci? Așa nu tu și așa da, spune varianta corectă, gen care ar trebui să fie. Depinde de persoană. Dacă tu, ca persoană, da? Uite, te dau exemplu pe tine. Tu, dacă după concurs poți să mănânci ce vrei tu, deci o masă, două, trei, patru mese, ce vrei tu, și tu a doua zi te poți abține, adică să nu-ți deschizi apetitul ăla, să-ți fuți psihicul, și dacă tu poți să mănânci după competiție orice și tu după aia poți să te abții, să revii la mâncare, la planul tău, e ok să mănânci după competiție, ce vrei tu. Da? Dar dacă persoana respectivă e ca mine, eu trebuie să gust, deci asta s-a întâmplat și azi. Eu am mâncat, frate, bă, am mâncat crin până în ora 1 jumate. La 1 jumate am fost la restaurant și ce am mâncat? Am mâncat niște paste carbonara și niște cartofi și din asta și mi-am deschis apetitul, frate. Și am mai gustat ceva, deci am gustat o ciocolată, mă, bă, o bucățică, mă. Mi-am deschis apetitul, am venit acasă, dezastru am făcut. Asta e chestia. Eu dacă gust în ziua respectivă ceva, îți spa. Asta e numai nou, bineînțeles, după competiție. Deci, dacă voi vă puteți abține, dacă, nu, bineînțeles, nu trebuie să vă și cunoașteți corpul și să vă cunoașteți pe voi, dacă puteți să vă abțineți după masa aia, mâncați ce vreți voi după competiție, dar dacă nu, să nu gustați nimic, că ajungeți cum sunt eu. Păi stai mă, nu, stai așa, 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 Să așa. luăm loc, să... De ce te încordezi?
Stai să luăm altfel. Lăsăm la o Bun. parte chestia asta, că e clar că e o problemă psihică, nu fizică. Da. Cum ar trebui făcută cap-coadă? Corect, cinstit. Cinstit După și corect. Cum ar trebui, ce ar trebui să faci pas cu pas? După ce mănânci ce vrei tu, să-ți Cât faci timp poftă. mănânci ce vrei tu? Ziua aia? Bă, dacă vrei să faci totul ca la carte, doar o masă. Doar o masă, pentru că așa am făcut și eu. După prima zi de show, am mâncat ce-am vrut. Nu anul trecut, acum 2 ani. Am mâncat ce-am vrut eu în ziua aia. Am luat chilele tale 9 în câteva ore. Bă, câteva ore. Natural. Natural. De la Dej la Cluj, în câteva ore plus ce am mai stat în Dej, am luat alea 9 chile ale tale. 8.7. Câte apă ai băut? Bă, multă. Vreo 4-5 litri. Na, 4-5 litri plus mâncarea ce ai vrut tu, îmi dau seama că ai adunat. Da, păi îți dai seama că mâncai și nu mai intra mâncarea la un moment dat și trebuia să-i dai cu apă. N-aveai cum să mănânci atât de mult. Că mie îmi plăcea să mănânc, înțelegi? Deci de asta zic, o zi să mănânci ce vrei tu, nu merge, că... După competiție, fix după competiție, bă, dacă vrei să faceți totul gen, na, ca la carte, și, da, doar o masă. Dar și după aia să urcați treptat. Și dimineața ați putea să, nu, să aveți un breakfast, nu, să mâncați mai mult ovăz sau ceva, dar să fie clean carbs, să fie curat. Gen, nu dulciuri sau chestii de genul, sau na, mâncare proastă, știi? Dar gen, de ce să nu îți bagi un ovăz în plus? Niște grame. Ați văzut că e feeling-ul ăla diferit după când mănânci ceva clean și când mănânci ceva dirty când te trezești dimineața? Gen, când dai junk, frate, seara, mult, puțin, nu contează, când dai junk seara, băi, și te trezești dimineața, băi, și ești transpirat, ești gen... Nu știu. Auzi, te întrerup, uite-te puțin la mine acum. Ești fleașcă, nu? Da. Bă, deci, dar nu, dar dimineața mi se pare, deci mi se pare că sunt cel mai jegos om. Când mă trezeam dimineața după show sau ceva, după ce mâncasem, bă, mă trezeam dimineața, deci, nu știu, trebuia, voiam să mă duc la spălătorie să-i zic să-mi facă interior. Deschid gura să zic, haideți, interior, vă rog. Deci, e... Da. E cumva, corpul se... Mă simțeam atât de rău fizic. Bine, după 3-4 ore, mă, era ok, mergea să mai mănânc, știi? Bă, la dimineața, primul lucru mi se părea extrem de nașpa. Și anul trecut am făcut inversul, am zis, nu, hai, nu mai mâncăm. Și am mâncat foarte clean, știi? Bine, cu niște gem, na, carbs cu gem, gen, chestii tot de genul ăsta, știi? Tot. Cumva, aproape clean, știi? Simțeam nevoia de carbs repede ceva, carbs rapid. Păi și tot e clean dulceață, nu? Ah, nu. Are zahăr, adică... Teoretic vorbind, nu e clean, dar inclusă în procesul ăla de, bă, am nevoie de carbs acum și nu vreau să mănânc carbs cu fat, gen ciocolată, știi? Prefer să mănânc carbs simplu zahăr, știi? Bă, m-am trezit altfel, frate, adică m-am trezit cu chef să mă duc să mă antrenez, în comparativ cu, mă trezeam cu chef să mă duc să mă arunc de la balcon, știi? Da, păi nu știu, frate, deci era o chestie de, m-am trezit, erau cearșafurile alea de la... De la cazare erau să mor, zici că, nu știu, zici că s-a vărsat o cisternă de apă pe ele, știi? Toamna, eu... la 10 grade. Așa se iau acum. Masă. Știu. Ciprian, de la tren și Dana Bol, cum o zis ăla, de acolo se cercea. N-am luat tren. Am, de fapt, da. N-am luat tren. Era, arătau lui Mihai o poză de anul trecut de pe scenă și erau primii 6, gen, fix 6, ultimul loc, Ciprian 6. Bine, nu ultimul, mai erau până la 10, știi? Eram gen doar aia 6 și eu ultimul care luasem 6. Și dacă vă rog și vouă, vă pișați pe voi de râs. Deci, primul lucru care se observă e că Ciprian a luat tren. Toți au aceeași piele, în afară de Ciprian. Deci toți au grayness, piele, frumos, toți. Ciprian avea doar bronz. Serios? Da, mă, jur, îți arăt poza. Deci sunt singurul diferit.
Ca piele, ca restul erau, băieții erau top oricum, dar vreau să zic ca piele era așa, știi, era... Bă, Ciprian a luat tren! Bă, ia uite săracul ce a făcut, știi? Foarte amuzant, da. Chiar nu mă gândisem la chestia aia, ziceam, bă, e o diferență de culoare, dar nu e că avem toți aceeași culoare. Și de-aia era o diferență de textură, știi? Care cumva dădea și culoarea. Și eram, a... Da, păi ai hardness-ul ăla, da. Exact. N-aveam harness-ul ăla, știi? Da, amuzant. Noel, mai vorbește și tu ceva, că numai eu vorbesc cu Ciprian. Păi ascultam ce ziceați acum. Mă gândeam la experiența mea, ce am avut-o și eu în primul an. De fapt, primul an am făcut exact ce ai făcut tu după concurs. Toată încărcarea a fost cu dulciuri. Și, bă, surprinzător, am arătat full și bine, în afară de faptul că am avut ginecomastie și, na, am ieșit pe ultimul loc. Da. Dar am arătat bine, full, mare, și anul ăsta foamea, cred că o lună de zile, na. Am avut, cum mai v-ați făcut voi mișto, cu 50 de grame de carbs pe zi. Bine, poate nu chiar o lună, dar 2 săptămâni sigur. N-am făcut mișto, am ținut 50 de carbs pe zi. Am ținut și Da. zero. Zero carbs, na, vorba vine, că erau vreo 50 din legume și așa. Dar nu, n-am apucat să mă încarc cum trebuie. N-am apucat și tot 5 zile am făcut și eu. Și asta zic că dacă te descarci prea mult timp, nu cred că mai ai cum să te încarci. Mai ales cu mâncare ok. Și mai ales cu Acum, da. diuretic, nu știu ce să zic. Da, fu, și de diuretic chiar. Ah, da, nu, că mi-ai adus aminte, eu ăsta pe scenă nu mi s-a văzut foarte tare, dar am și puțină gină. Bă, am observat parcă la într-o parte se vedea mai ok. Din Că mi-ai cauză? zis atunci și m-am uitat atent, dar așa n-aș fi. Da, din cauză că eu când am fost accidentat, nu m-am antrenat, bineînțeles, și am avut testul destul de high și n-am avut niciun simptom. Și nu, Arimidexul l-am luat tot. Noel, mai ești cu noi? Da. Stai, cum am Arimidexul l-am luat tot, cât îl luam și înainte, știi? Și n-am simțit nimic nicio. Deci nimic n-am simțit, frate, nimic. Și peste câteva zile m-am plecat să mă încalț. Au, am zis, haide, bă, tu te îngura, mătii. Și de acolo. Da, uite, Bine. eu am... Iau tamoxifen, că îl distrug. Da, nu n-o fi fost și din cauza de asta ai luat, cum se numește, Tostinex. Dostinex, Caber. Martina, Keber. Îi acolo. Îl vede. I see you. Nu arăta mai unde e, că poate ne toarnă Că pot. cineva. Te toarnă cineva. Da. Următor, aici, în Te Anglia. și găsește ce-i drept, ăsta e adevărat. Nu, Te dar nu toarnă și te banează și pe tine. face absolut nimic. Da. Uite, na, și ginecomastia e bine, dacă ai simptome, adică dacă ai simptome gen să-ți Păi simți. n-am avut, mă, vă jur, frate. Asta zic, păi până a ajuns să te doară, Și știi? mi s-a părut ciudat, frate, că nu, deci n-am avut. Că dacă simțeam, îți dai seama că luam două, trei pastile în plus sau luam fix atunci pe moment, dar n-am simțit, mă. Nu doresc nimănui să aibă cum am avut eu în până mea, că era atât, era umflată. De Dacă dat. spunea, mi-a cu capul pe mine, bă, deci niște dureri de alea de, fai de capul meu. Documentat să mă operez și în Turcia și în România. Bă, dar e scump, mă, frate, mă, n-am, e 2000, 2000 și un pic de euro și n-am de A? unde. Atâta e? Da. Bă, la mine a fost ieftin. Da, la spital de ăsta de stat, la județean aici, la noi, în Timișoara, a fost 500 de euro. Dar na, cunoșteam un doctor, maica mea îl cunoștea și prin medicul de familie mi-am făcut trimitere și na. Te pup, da. Pe Bine, primit aia. pe tine, la ce aveai tu, adică înțeleg de ce ai primit trimitere, știi? Bă, da, cred că ți-am arătat poză cu Da, glanda, cum arăta. da, Era. mi-ai arătat. Da. O punem aici și o cenzurăm, punem blur peste, știi? Da, Glanda lui deci era Noel. de pui, mă. La fel arăta. Mi-ai trimis și mie poza. Nu, aici dacă mă duc, cred că n-am ce treacă să-mi facă. Nu, că tu ai foarte mic. La tine, eu zic că se rezolvă cu... Na. Nu, amoxifen ar trebui să mi se rezolvă.
Bă, se rezolvă, că și eu, Depinde na, dacă mai ai eu ce să atunci convertești luasem. acum, știi? Cum? Că depinde dacă mai ai din ce să convertești acum, că tamoxifenul îți stopează tot ce e convertibil din testosteron. Dacă n-ai testosteron care se convertească în estrogen, degeaba iei tamoxifen acum pentru că tot e, adică damage-ul e deja făcut. Na, ajută, îți distruge. Acum și alimentația, dacă e praf, cum a fost la el cu dulciuri, cu așa, eu zic ajută tamoxifenul, dar na. Nu știu, nu, oi vedea, dacă nu ai, mă. Uite, Acum. eu am ginecomastie de la 16 ani și nu se Acum vede nu știu. mereu, Da, gen. dar tu nu ai cunoștință de la substanțe. Păi da, dar asta nu înseamnă, adică, asta nu înseamnă că dacă se greșește vreodată ceva și nu se ia la timp ce trebuie cumva, nu o să se vadă, știi? Adică am ginecomastie de când eram mic, dar în afară de puffiness, știi, al sfârcului, nu prea s-a văzut pe scenă, știi? Sau când au fost definit. Și dacă nu se vede aia ei, nu? Păi da, Dar... e dubios pentru că glanda e inflamată. Adică în spatele sfârcului glanda e inflamată și eu știu că e acolo. E gen ca și cum ai avea unul care suflă în ceafa ta și face Hei Ciprian, ginecomastia. Hei Ciprian, eu sunt ginecomastia, te doare? doare dacă pești tare de ea. Deci dacă o strângi așa, nu te doare. Nu, păi și atunci nu e. Încă ești ok. Dacă simțeai Păi... durere, era... Că o am de când m-am născut, dracu, la 14-15 ani, nici nu mai No, știu. eu acum, să fiu sincer, uite, e mai mică decât acum 2 zile, din câte observ. E foarte, foarte mică acum. Bă, dar sunt o grămadă de persoane care se ascund, mă, de chestia asta, mă. Da, e, Bă, eu nu știu de înțeleg, ce. adică, uite, mie îmi scriu mulți copii, salut, am ginecomastie, ce pot să fac și eu, salut, am ginecomastie, dar niciunul nu vine, frate, cu analize. Ca să îți dai seama de unde e aia, cum poți să o stopezi, dacă mai poate fi stopată, pentru că dacă estrogenul acum e în limite normale, dar glanda aia e inflamată de N ani. Eu nu vorbesc de copii, eu vorbesc și despre cei care chiar au substanțe, știi? Păi Adică... gândește-te că pentru un om care ia substanțe e cu atât mai mult o rușine, pentru că e clar că dacă a ajuns așa, a făcut ceva greșit la un moment dat, știi? Și Păi da, dar automat le e rușine. de ce să fie o rușine? Că până la urmă noi am ales să folosim substanțele, e greșeala noastră și pentru ce să te ascunzi, pentru ce să... Asta este, e greșeala mea, se rezolvă, nu se rezolvă, aia e, frate. Da, dar e o inhibiție, nu poți să... Nu. E la fel ca la fake netiz, doar că, bine, la fake netiz e puțin mai grav. Dar e același principiu, știi? Lasă-mă cu fake netizul ăsta. Când aud, bă, deci mă doare capul. Îmi vine să-mi dezinstalez Instagram-ul. Păi da, dar... Na. Ia, stați așa. Uai, că abia aștept să te văd pe scenă. Pe Tu, mine? Noel, când ai... Mă, eu în septembrie, pe la mijloc, cam așa. Te duci Deci tot prima oară anul la ăsta. ProNutrition? Da, atunci și după aia imediat la Valahia. Astea două sigur. Nu știu acum dacă mai am... Nu știu, tăria și mindset-ul necesar să mă mai duc și la Semtex, văd eu. Dar astea două, da. Na, Olimpia nu mă duc, ți-am zis de ce. Că mi-e frică doar de asta. De ce, mă, man? Că și eu mă... E Eu că nu ies ultimul loc. crezi că mă duc Păi la mă, Open. auzi, Noel, dar la ce interval, la ce distanță? Pe Între ele. Olimpia, când e Olimpia? La finalul Când august? ai tu? Da, 20, 21 august. Și ProNutrition-ul e pe 15 sau ceva de genul. Septembrie. A, septembrie. Da, e vreo 2 săptămâni. Două Vreo două săptămâni și săptămâni. la celălalt la care ai zis? În Valahia e la începutul octombrie, tot 2 săptămâni. Și ălalalt, i-am mai zis încă unul. Ăla e în Ăla e la o decembrie. săptămână. Nu, tot atunci, e tot în octombrie, l-au Ah, schimbat. A, să stai atâta din două în 2 săptămâni, să am fut una. Păi aia e că trebuie, tu îți dai seama, încărcare, descărcare, încărcare, descărcare. Și substanțe și aoleu, Iar te nu mai distrug. pot, nu mai pot de umeri, nici să dorm pe o parte. Da, eu sunt de părere că două concursuri pe an sunt suficiente, cumva. Bă, Dacă așa, dacă ar fi vrei să fost... faci ceva la amândouă, depinde și când sunt puse, dar nu Și știu. depinde, nu, și de ce formă ai, știi? Da, și depinde Acum și n-ai, eu ce formă ai. mai, nu știu, merg pe chestia asta cât încă sunt junior, să mă mai duc la ProNutrition și ca așa, dacă ar fi să merg după nume și după cât e de șmecher concursul, îți dai seama că m-aș duce numai la Olimpia și la Valahia.
Dar Mă, să ia ultimul loc sau nici măcar ultimul loc. sincer să fiu, am impresia că Olimpia o să fie un fel de Valahia de anul trecut, pentru că l-au marketizat foarte prost anul ăsta și foarte târziu au anunțat, nici până acum n-au deschis înscrierile. Gen, mi-am plătit cardul NPC, dar nu s-a deschis înscrierea la Olimpia și nu știu sincer, au anunțat-o acum o lună, oficial au anunțat-o acum o lună. Că se Mamă. ține în București, că se ține pe data de X, că se ține la sala polivalentă, că se... Și deci de acum o lună mai ai încă cât? 3 luni? Deci Da, sunt trebuie. 4 luni în total în care poți să aduni sportivi. Păi, ok, hai că îi adun din țară, să zicem. Dar vreau să văd eu cine vine din afară, gen, cât de mulți pot să vină din afară pe un timp atât Am de scurt, auzit știi? ceva și din America. Ce? Sportivi. Că vin? Da. Dar nu știu la ce categorie. Da. Nu știu, frate. La nu oficial, îți dai seama că nu o să vină, că deja au mai participat la NPC. Da. Depinde, dacă au câștigat vreun regional, nu mai au voie să vină la Novice, știi? Dar nu neapărat dacă au câștigat, numai dacă au participat. Nu, cred că trebuie să și Bă, câștige. eu așa știu. Dacă e primul concurs care participa regional, nu mai e voie novice. Nu. Doar câștigat. Nu e așa. Nu, doar câștigat. Păi, Deci. atunci. Bă, așa mi se pare o porcărie dacă e așa. Uite, ți-a văzut pisica. I saw your pussy. I saw your fucking pussy. Tu stai în București, a? Da. Nu, eu sunt Timișoara. Deci tu în Timișoara și tu în București. Bă, în Timișoara nu știu dacă o să ajung. Dar în București ar putea să, poate să stau o zi. Cred. Bă, dacă vii aici, avem cea mai mare sală din România. Vii și rupem un antrenament. De picioare. Nu, dau de spate cu voi. De ce, mă? Crezi că ai un spate atât de bun? Nu, dar la spate duc la exerciții. Glumesc, da. Două bă, și la picioare, ce ai postat-o pe acolo la videouri, fai. O să duc. Bine că nu, o să fiu off substanțe, dar de asta zic, abia aștept să îmi Off revin. Da. substanțe, on food. Păi dacă vreau să stau până că eu la sfârșitul lui august, începutul lui septembrie o să vin în România și prima oară o să trebuiască să mă duc la Piatra Neamț. Ce faci la La Piatra Neamț? maică-sa lui Delia, știi? Ah, Că nu, trebuie ok. Și după aia merg la Petroșani. Ah, Și după gen Petroșani, ok. aș trece în București, că na, oricum de la Piatra Neamț fac 12 ore până în Petroșani. Nu cred. Ba da, atâta faci cu trenul, 10-12 ore. Stai, mă, nu te duci cu mașina, nu e mașina. Nu. De ce? E cum se ia mașina din Anglia? Nu din Anglia, mă, să-ți închiriezi mașina, ce dracu. Ah, sunt chiriat. Păi și ce să... Stai 2 secunde. A, bun, am 7%. Pentru ce să-mi iau mașină dacă eu o să plec de pe Sibiu sau de pe Timișoara? Că nu vreau să pierd 2 zile pe drum așa în pulea. Că dacă noi, eu, bun, iau mașină din Piatra Neamț și să zic că fac 5-6 ore cu mașina, 7 ore sau cât faci, nu Aha, știu. da. Și gândește-te că după aia dacă iau avionul de la Bacău sau ăsta, iară pierd. Să mă întorc să iau avion și Sibiu de mine e la 2 ore și Timișoara la 3. Păi nu pierzi, mă, că vreau să zic că dacă ai mașină, cred că circul mai repede decât cu trenul. Decât cu trenul circulă mai repede, dar Sigur, na. adică... Dar când e să mă întorc, tot pierd Să te ore. întorci unde? Unde te mai întorci? Din Petroșani în Bacău, ca să iau, din Piatra Neamț, dau un exemplu, ca să las mașina. Păi nu, mă, că mașina o lași la aeroport, gen. O lași când pleci. Știi ce zic? Bă, sau este aplicație de aia de ca un fel de Uber prin care poți să mergi din oraș în oraș, bla bla car, parcă se numește, Da, ceva de poți să genul. fii Eu, BlaBlaCar. problemă, dar nu, oricum, dacă chiar o să, adică nu că chiar că o să vin în România, o să vreau să vin și măcar o zi la București. O să Că rămâi dezamăgit dacă vrei să te plimbi cu trenul în România, zic de pe acum. eu, că da, Adică nu e cea mai bună combinație. o să merg cu trenul sau cu ăsta, dar nu, nu știu.
Încă nu știu, că nu ne-am plănuit ce, cum, unde. Dar dacă ies, nu, tot ăsta aș veni o zi măcar. Să stau să dau un antrenament cu tine. Că după aia nu știu ce naiba, o să mai ajung iar în țară. Dacă meriți, facem, da. O să fie fix după concursul lui Ciprian, da, atunci îl prind în formă maximă. Bă, da, sper, nu știu. Sunt dacă nu dai iar dulciuri în prima zi. Vezi pe mine. Așa. Bă, sigur nu dau, adică chiar nu mai dau, am învățat de anul trecut. Dar, na, sper să prind forma aia de... Adică păi o să o prind. Dacă se uită, dacă se uită la podcast, dacă ai semne de întrebare că, mă, dar poate prind, să prind forma aia, să nu a, prind nu, forma... Nu, de, Doamne ferește, nu de Marius îmi fac griji, de mine îmi fac griji. De, o să prinzi, mă, nu-mi. Nu neapărat dacă forma, nu ții o lună de 0 grame de carb, să o prinzi. Nu, cred. Nu neapărat forma, gen forma încadrat în line-up pe scenă, știi? Adică forma sigur o să o prind, că nu mă lasă Mariu să mor pe scenă fără formă. Dar gen să prind eu, na, nu știu, știi? Nu, parcă totuși n-am acum, na, să iau ultimul loc, urmă, mai bine să nu știi din concurenții și așa, părerea mea. A, nu, că nu mă interesează asta. Mă interesează să nu iau ultimul loc, știi? Ultimul loc, nu știu. Să nu iau 6 sau ultimul loc. Orice. Orice. Să fie da, stai un pic, stai un pic, că dacă sunt 20 și iei 6, e bine. Nu e bine, că am mai luat 6, nu mai vreau 6. Bă, din 20, eu zic că e bine, da, nu știu cum. Da, lasă, că și la național la mens fizic sunt 23 de oameni pe scenă, știi? Nu cred că o să fie 20 în niciun caz. Nu o să fie 20 pe o categorie ever, nu cred. Adică mi se pare prea mult. Știi? Acum da, dacă 6 oameni și tu iei locul 6, da, e nașpa. Aia adevărat, da. Da. Crezi că e nașpa? Mi se pare foarte nașpa. E fix Răzvan Tătaru, deci mă uitam azi la Cupa României și am văzut că Răzvan Tătaru încă este campion pentru că este singur pe categorie. O participat iar? Da. Și campion că e singur. Bă, Răzvan Tătaru e unul, gen, un bun, un moș, bătrân, un moș, care okay, n-are nicio treabă, adică gen arată gras. Ca orice moș, arată ca orice moș, skinny, gras, skinny, fat. Fără formă, știi? N-are nicio formă, poți să-l cauți după aia pe Instagram. Dar închipuieți, gen, dacă Gollum, în loc să meargă în 4 labe, ar sta în 2, ăla e Răzvan Tătaru, știi? Și basically omul e renumit pentru faptul că merge mereu la Cupa României și e singur pe categoria lui la Masters, care 50 plus sau 40, 45 plus, o chestie de genul ăsta la mens fizic. Și e campion absolut la pentru că e singur, gen. Dar omul arată gen, nu știu, ca tatăl unui copil de 14-15 ani acum, gen. Mamă. Vrei standard de Axel, te muți de la PCA, vii aici la trebuie să ai 45 de ani, asta e clar. Și s-ar putea să-l bați pe Răzvan Tătaru. Nu știu sigur că... Dar zic. Da, nu știu. Bă, hai să o încheiem așa într-o notă pozitivă. Un sfat pentru toți copiii de pe internet. Să nu mai întrebi de steroizi. Să nu mai întrebi de steroizi? Da. Ești fix inversul lui Noel. Sau ce? Sau ce?